revenit în direct și a sosit momentul să comentăm momentele următoare, care sunt senzaționale, pentru că avem două femei extraordinare care, ce credeți, sunt foarte curajoase, sunt mame, sunt prietene și sunt navigatoare îndrăznețe. Una dintre ele este fiica faimosului skipper Sorin Drugan, cel care a mai fost la noi, și sora la fel de binecunoscutului Ovidiu Drugan, și este multiplă campioană națională și vicecampioană mondială de amator la yachting. Cealaltă este la fel de neînfricată și a traversat deja Atlanticul, Mediteraneana și Marea Egee. O cheamă Andreea Matache, iar amândouă sunt cu povești aici și cu imagini senzaționale. Așa că să știți că se poate. Trebuie doar să vă doriți. Te-am călcat? Nu te-am călcat. Să rămână. Bună. Fetelor, să luăm un loc aici în barca noastră și să stăm de povești. Scrie mare pe spatele tău, antrenor. Da. Exact. De cât timp faci treaba asta? Antrenor sunt de vreo 2 ani, da? Iar anul, în 2023, am făcut un switch de la competiții la partea asta de antrenorat, că la insistențele familiei. La insistențele familiei, adică tatăl tău, care este super cunoscut în lumea asta, Sorin, da. Și fratele tău. Și fratele meu. Ovidiu, care e mai tare, Ovidiu sau Sorin? Amândoi sunt foarte, da? Tata a fost primul, da. Iar cu Ovidiu mă înțeleg de minune. Cu fratele tău, da? Da, 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 da. Da, a venit tatăl tău și ne-a arătat niște imagini și ne-a și povestit cum e pe acolo, senzațional. Da. S-a întâlnit cu pirații, tu te-ai întâlnit cu pirații? Nu, dar nici nu-mi doresc. El s-a întâlnit cu pirații, a stat de vorbă cu ei. Da, nu, nu sunt de acord cu pirații, nu îmi place, mi-e frică când pleacă tata singur pe embarcațiune. Și el mai și pleacă singur. Exact. Mie îmi place să merg cu echipaj. Ok, da. Perfect, uite și pe Andreea, care este prietena ta, a fost cu Ovidiu, a traversat Atlanticul. Da, traversat. Tu cum te-ai apucat, Andreea? Ia să vedem, la ea înțelegem că din familie. L-a văzut când era mică pe taică-su, că mergea cu barca, l-a văzut pe frate-su, a crescut pe barcă, ca să spunem așa. La tine cum a fost, Andreea? Și eu tot din familie m-am apucat, ai mei au cumpărat o barcă când eram mică, în liceu, nu chiar mică, tot prin Sorin. Tatăl Corinei. Andreea, de fapt, a venit la curs, da. A fost cursanta școlii noastre. Așa am ajuns la curs, cunoscându-l pe Sorin, și după curs, anul următor, am rămas la mare, m-am făcut skipper, m-am angajat la școală, la charter. Dar să-i pică, tu lucrai în altă parte, nu? Aveai și tu alt serviciu. Da. Și ai renunțat la jobul pe care l-aveai? Am renunțat atunci, da. Unde lucrai? În ce domeniu? În vânzări, la Armor. Deci lucrai în vânzări, da. Și ai renunțat și acum ești skipper. Da, și acum, în fine, de când am copil, s-au mai schimbat un pic lucrurile, nu mai sunt atât de mult, dar... Am zis că e o fetiță de 4 ani? Da. Să vă trăiască. Și nu mai lucrez doar în sailing acum. Aici ești tu? Da. Bă, dar am auzit că tu, de la 4 luni, având fetița, ai luat-o cu tine pe barcă? Da. Și imediat cum s-a terminat pandemia, că ea s-a născut în pandemie. Și imediat cum s-a luat-o pe barcă. Mamă, mă gândesc că e greu să ai grijă de un bebeluș așa pe barcă. Dacă vin valurile mari, ce faci? O aveam un marsupiu. Păi marsupiu, dacă vin valurile mari, nu dai cu ea... Nu, era o... Bine, ca skipper, te uiți pe prognoză, da. Cătălina, adică nu ești cu copilul dacă vezi că e o furtună și... Să schimbă și prognoza asta imediat. Nu, adică dacă faci o plimbare de o oră, ieși un pic în larg și revii, nu are cum să se schimbe prognoza așa... Ca și cum te plimbi prin Herăstrău, o tură de Herăstrău, pac. Da. Și oricum, doarme și mai bine copilul de la valuri, ea doarme imediat. Da, exact. Cu copilul pe barcă, dar cum este că e skipper și are 10 bărbați în subordine la regată? Adică e șefa? Da. Da, asta e zâmbetul ăsta. Capitan de vas și ascultă bărbații aia? Ascultă, da, tot timpul ascultă de mine. Sunt foarte mândră de ei, avem un echipaj extraordinar. Anul ăsta, noi până acum ne-am dat la amatori, la cruzare, și anul ăsta schimbăm barca și o să ne dăm cu una mult mai performantă. Când ai traversat Atlanticul, cât timp ți-a luat? 3 săptămâni. Fix 3 săptămâni, 21 de zile. Și erai pe barcă doar tu cu Ovidiu? Nu, eram 6 pe barcă. A fost destul de lejer, așa, 6 persoane. Dormeam 8 ore pe noapte, adică nici acasă nu dorm atât. Făceam carturi de câte 4 ore, câte 2 persoane. Și, 20 de zile am văzut doar apă. Asta zic că la un moment dat chiar doar apă vezi, nu? Da, doar apă. Deci cât vezi cu ochii, doar apă, nimic. Da, da, te resetezi complet, adică... Da. 20 de zile? Mie mi se pare că... Nu te-ai gândit că poate nu mai ajungi la mal, ferească Dumnezeu? Nu. Era acolo. Era acolo, nu. Nu-l vedeam cu ochii, dar era acolo. Era acolo. Dar putea să fie și acolo. Păi... Da, și dincolo. Păi da, acolo te duc trade winds, te duc vânturile prielnice. Și tu ești mamă.
sunt mamă și am 3 copii. Ce tare! Da. Să vă trăiască! Da. Cât au? Cel mare are 13 ani jumătate, mijlociu are 11 ani și fetița 3 ani jumătate. Și le place pe barcă? Le place pe barcă, chiar sunt foarte mândră de ei, pentru că astă vară am mers și am stat 2 săptămâni și nu că am stat, am traversat din Italia până în Grecia. Am venit cu barca, câteva sute de mile am făcut cu ei și... S-au acomodat perfect. Nici n-au unde să se ducă, îți dai seama. Da. Bine, n-am făcut așa traversadă directă, ne-am mai oprit în golfuri să facă baie. Chiar am văzut de curând un filmuleț în care spuneau că dacă vrei să navighezi cu copii, e bine să le spui hai să navigăm până, nu știu, la înghețata cea mai bună de pe litoralul românesc. Și atunci să iei și să mergi din Mangalia în Constanța și să aibă acest un scop anume. Adică din ceva înghețată în înghețată până la punctul final. Dar la un moment dat, când înghețata aia e peste 2 zile și 2 nopți, cu copilul, ce mai lasă-mă, mamă, cu înghețata. Da, da, știi că lor le place cel mai mult la piscină și noi avem infinity pool. Când, da? Ia uite-te aici, infinity pool, da, tată. Exact. Tu pe, l-ai cunoscut pe soțul tău pe barcă? Da, adică. A fost așa da. Un da, adică. De ce? Că tata a fost angajat într-un fel de soțul meu și de niște prieteni de-ai lui să-i ajute să aducă o barcă în România. Și au adus barca aia, barca era de competiție și la prima regată când au avut nevoie de echipaj m-au chemat și pe mine că aveam mai multă experiență. Și așa l-am cunoscut pe soțul meu. Da. Foarte frumos. Iar voi stați mai mult pe apă decât pe uscat. Da, adică serviciul meu ăsta este acum pe apă. Ai și vicecampionă mondială, nu? Da. Am ieșit, sunt foarte mândră de acest loc, adică am muncit destul de mult, ne-am antrenat cu antrenori străini, n-am ieșit eu, am ieșit tot echipajul vicecampionii mondial. Da. Și la Porto Cervo ne-am luptat cu italieni, cu spanioli, cu toate națiile și chiar a fost un rezultat foarte bun. Andreea, știi ce vreau să te întreb? Legat de povestea asta că mergi, te simți mult mai bine aici decât când erai tu la lucru, la multinațională, la vânzări acolo, acum nu? Acum sunt înapoi în multinațională. Da, te-ai întors multinațională. Da. Mă gândeam că libertatea aia pe care o ai acolo nu ți-o dă nimic și nimeni. Așa este, nu ți-o dă nimic, dar acum am copil mic și nu mai pot să plec atât de mult. Da, trebuie să stau mai mult acasă. Bă, da, sunt imagini astea, te uiți așa, vreau să vă întreb, sunt din ce în ce mai multe doamne, mai multe femei care fac genul acesta de... sport, da, sau genul ăsta, da, de meserie? Deci eu am observat de la an la an că se înmulțesc cursantele, da, la noi la școală. Am avut la un moment dat o serie record așa, din 40 de cursanți, 10 erau femei, ceea ce e un lucru de important. Greu pentru... E mai dur, adică când prinzi valurile mari, trebuie să tragi de sforile alea, să... Da, când prinzi valurile mari, dar tu ca skipper de croazieră, adică nu manicură frumoasă, da, un nu fresh, poți, ceva, nu poți să ai, nu poți să ai manicură, adică așa, unghii scurte. Că dar chiar duci... mă gândeam că nici la escaladă nu poți să ai unghii frumoase, deci nu e singurul dar sport în care renunți. Dar poți fi frumoase și scurte, de ce? Da, sau depinde că dacă faci, ești timonier, poți să... să ai manicură foarte frumoasă. Că stai la timonă, ești ca la volan. Nu, dar dacă, nu știu, tragi de parâme, e mai complicat. Da, superbe fotografiile și locurile pe care le vedeți. Da, da, am văzut locuri și altfel se văd de pe apă. Nu se compară cu uscatul. Era o vorbă de aia că marinarii, dacă beau rom, nu au rău de mare. Adevărat mitul ăla sau... Mă ajută, cred, așa, câteodată. Mai ajută, că da. Parcă mai trece ora de mare. Nu mai simți unduire, așa. Ce crezi, mai erai și tu cu sailing-ul, nu mai ești? Ba da. Și? Eu încă nu mi-am luat permisul de skipper, dar urmează. Urmează, trebuie să... Adică știu că e un pas important ăsta, să mă apuc de învățat, să mă duc să dau examen, nu? Asta mai e de făcut, de dat examenul teoretic. Dar, teoretic, dai sala? Da, exact. De asta nu te-ai duci găgala de cerca de 52 de ori sala. Mi-a arătat... e destul de mult de învățat, să știi, nu e simplu deloc. Da, adică... ai 5-6 materii, la fiecare ai sute de întrebări, e de învățat, dar o faci și după aceea ai o viață întreagă brevetul, adică merită să studiezi. Cu siguranță. Uite, ai și fotografii și cu tatăl tău și cu... Da. Și cu mama, cred că era mai devreme. Da, da, da. Și mama merge pe barcă. Nu cred că pe distanță așa mare.
Ar putea să meargă și pe distanțe mari, dar ne ajută foarte mult cu nepoții. Adică eu când sunt plecată sau Ovidiu când e plecat, trebuie să fie cineva care să stea și cu copiii. Cât ai stat cel mai mult plecată pe mare? Cred că 2 săptămâni când am fost la campionatul mondial. Acolo? Da. Andreea, care e cea mai mare bucurie când navighezi pe mare? Senzația de libertate când nu mai avem internet, nu mai avem... Păi eu aș muri fără internet. Și eu am zis asta inițial. Ai zis, nu? Da, ai renaște, ai renaște. Deci prima dată cum erai șocată, nu-ți vedea, puneai mâna pe telefon și nimic, a? Da. Și după aia? E ca în avion, știi, când dădeam pe airplane mode să țină bateria și... Dar după aia, na, ai timp să citești mult, că nu tragi într-una de barcă, adică ai foarte multă pauză. Eu dorm mai mult decât acasă, adică mai multe ore pe zi decât acasă. Păi și aerosolii toată ziua. Da. Și te relaxezi altfel. Bravo, fetelor! Sunteți inspiraționale și le dorim și telespectatorilor noștri și telespectatorilor să aibă curaj și să facă și ei și ele acest pas pe care l-ați făcut și voi. Da. Serios, sunteți superbe. Și primul pas, știi că e cursul. Cursul? Da, da. Nu e greu, nu? Nu, nu este deloc greu, e chiar foarte, foarte interesant. Ai zis că ai câți bărbați în subordine, Andreea? 11. 11 bărbați, da. Ce comenzi le dai, cam cum sunt? Să zicem că acum este și pe navă, cum am văzut eu, în Titanic, deci ești acolo la zi, botul navei și ce le zici bărbați? Ce comenzi? Să strângă focul. Să stingă sau să strângă? Să strângă, să strângă focul, să strângă sau la, de a vela din față, să mute velele, să tragă de barcă. Voltă, ampanare, da. Sus foc, jos, spinecher, sus foc. A, sus foc. Ce înseamnă sus foc? Sus foc, e vela, focul este vela din fața embarcațiunii și când vrei să ridici această velă, spui sus foc. Da, cred că trebuie să stii și tare, să te ține plămânii. Da, să te audă. Dacă nu se face relay, dacă e o barcă mai mare, strigi... Din gură gură. Exact. Nu cred. Da. Păi ca la telefonul fără fir, poate aude la altceva până la păi final. Păi se poate, se poate și asta. S-a mai întâmplat? Da, da. Se mai întâmplă. Oameni buni, dacă vreți să le căutați pe fete, le găsiți în Port la Mangalia. Vă găsește lumea. Cum ești pe Instagram? La Limanu. Eu sunt Corina Cobianu Drugan, și pe Instagram și pe Facebook. Set Sail este școala noastră de navigație. Bravo, și... fetelor. Și Andreea? Andreea Matache pe Instagram. Andreea, vă mulțumesc mult de tot. Fetelor, mulțumim, să aveți multă baftă și vânt, așa cum e ura. Vânt bun. Da, sau vânt din pupa, dar vânt bun. Vânt bun, da, perfect. Da, da. Vânt bun. Mulțumim mult de tot.